Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. A doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 4, de la versetul 1, pagina 1171 în Sfânta Scriptură. Este ultima scrisoare pe care o trimite apostolul Pavel din închisoare de la Roma, înainte de a fi martirizat pentru credința lui în Domnul Iisus. Vom citi partea aceasta din Scriptură și apoi ne vom ruga. Când ne rugăm pentru trezire spirituală, ne rugăm ca Dumnezeu să-și reverse bunătatea și să mântuiască oameni, să schimbe vieți. Citim ultima scrisoare a unui mare om al lui Dumnezeu pe care o trimite ucenicului său, Timotei, înainte de a pleca în veșnicie. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Well, we are rapidly coming to the close of a wonderful time together. Ne apropiem rapid de finalul unei săptămâni care a fost atât de frumoasă înaintea Domnului și împreună unii cu alții. And again, I want to thank you for your faithfulness and the encouragement of your faces. Vă mulțumesc pentru credincioșia voastră și pentru încurajarea pe care o citesc de pe fețele dumneavoastră. On Sunday evening, I want to bring a message to you that is very special to me. Duminică seara aș vrea să vă împărtășesc un mesaj care îmi este foarte drag inimii mele. It will be the last message of this revival meeting, this evangelistic meeting. Va fi ultimul mesaj din această săptămână de evangelizare. And I'm going to give you a little hint as to what it's about, and maybe you can search the scripture. Și vreau să vă dau doar câteva lucruri de început ca să vă încurajez să cercetați scripturile până duminică. I'm going to speak to you about a piece of clothing that's unlike any other clothing in the Bible. Am să vorbesc despre o haină care e diferită de orice altă haină pe pământ. Now, of course, it'll be about Jesus, but if you want to search your scripture and see if you can find out where I'm going to preach, that'd be a great thing. Va fi despre Domnul Iisus, dar dacă veți căuta în scriptură, m-aș bucura să aflați de unde voi vorbi. That will be Sunday night, but tonight we want to bring to close this series of messages about Saul, who became the apostle. Dar în seara aceasta ne întoarcem la Saul din Tars, care a devenit apostolul Pavel. This is the rest of the story. Aș vrea să vă spun ce s-a mai întâmplat în viața acestui om. You can read the Pauline apostles in the book of Acts, and it reveals what a mighty servant Paul turned out to be. În cartea Faptele Apostolilor ni se relatează ce om deosebit și mare al lui Dumnezeu a devenit apostolul Pavel. God used him to write so much of the New Testament that we have, and he spoke in doctrinal truth and practical language. Dumnezeu l-a inspirat să scrie o bună parte din Noul Testament și Dumnezeu l-a binecuvântat să facă multe lucrări mari. He speaks clearly the mind of God in words that we understand. În cuvinte pe care le înțelegem, el ne transmite gândurile lui Dumnezeu. Now our text is from 2 Timothy chapter 4,
But we will not look at that until the end of the message tonight. Textul citit este din 2 Timotei, capitolul 4, și la partea aceasta vom ajunge în partea finală a mesajului. We've all seen together what kind of a man Saul was and what a miraculous conversion he had. Duminica trecută am început să vedem ce fel de om rău și violent a fost Saul din Tars și de ce convertire glorioasă a avut parte. I want to share with you tonight an overview of his life and hope that we'll all be inspired by how God used him. Și în seara aceasta ne vom uita la viața lui ca să primim încurajare, să fim inspirați de exemplul acestui om. First of all, Paul was a man of missions. Mai întâi, apostolul Pavel a fost un om al misiunii, al gândirii misionare. In the book of Acts we read of three missionary journeys taken by the apostle Paul. În cartea Faptele Apostolilor ni se spune că apostolul Pavel a făcut trei mari călătorii misionare. He was accompanied by Barnabas, by John Mark and by Silas on these various missions. A fost acompaniat în aceste călătorii de Barnaba, de Ioan Marcu și de Sila. The first and the shortest of these missions was right after his ordination, which is about 8 years, as I said last night, after he was saved. La aproximativ 8 ani de zile de la întoarcerea lui la Dumnezeu, a făcut prima călătorie misionară, care a fost de fapt și cea mai scurtă călătorie. And each of his journeys became larger and he had 3 missionary journeys. Și apoi celelalte călătorii misionare au fost mult mai lungi și pe zone mult mai extinse. Paul's work of missions is the work of the church today. Lucrarea misionară a apostolului Pavel este lucrarea misionară încredințată bisericilor în vremea de acum. It is my work and it is your work. Este lucrarea misionară a mea și a fiecăruia dintre voi. Jesus gives us marching orders and missions in Acts chapter 1 and verse 8. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, Domnul Iisus ne dă porunca misionară. Și voi veți primi o putere când Duhul Sfânt se va coborî peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului, le spune Domnul ucenicilor. Now I mentioned this last night, but were it not for the fulfillment of Acts chapter 1 and verse 8, you wouldn't be saved. Dacă nu s-ar fi împlinit porunca Domnului din Fapte 1 cu 8, niciunul dintre noi n-am fi mântuiți. God gave the early Christians a work to do and they did it, including the apostle Paul. Domnul Iisus le-a dat ucenicilor și primei biserici porunca de a duce Evanghelia până la marginile pământului și apostolul Pavel a luat porunca aceasta și a împlinit-o. But he has not canceled the work, it still goes on. Lucrarea aceasta însă nu s-a oprit, ci continuă mai departe. You and I are still to be involved in the work of missions. Fiecare dintre noi este chemat la lucrare misionară. Every believer in every part of the world should be a part of Acts 1:8 mission. Fiecare credincios din fiecare parte a lumii trebuie să împlinească Fapte 1 cu 8, să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Now the natural question is, how can I be a part of missions? Întrebarea este, cum pot eu să devin o parte a lucrării misionare? Well, let's just start out with this. Everybody can be a part of soul winning. Fiecare dintre noi poate să fie preocupat de mântuirea altora de lângă noi. Now, whenever a preacher stands up and talks about soul winning, a lot of people get frightened in their seats. Când pastorul spune că ar trebui să mărturisești altora ca să vină la mântuire, unii au deja reacția de împotrivire sau de teamă. They say, oh, I can't do anything like that. That's too frightening for me. Și unii spun, nu pot face așa ceva. E prea, prea desperiat pentru mine așa ceva. Did you know that you've probably already started being a soul winner and haven't even thought about it? Poate că nici nu ți-ai dat seama, dar Dumnezeu să te fi folosit la mântuirea altora până acum. Have you ever invited a family member to come to church with you? Ai invitat pe cineva din familie să vină la biserică cu tine măcar o dată? Have you ever invited a friend or someone at work to come and be at the services with you? Ai chemat vreodată un prieten sau un coleg să vină la o slujbă religioasă împreună cu tine? Is there someone that you're thinking about right now that you say, one day I want to get them to come to church? Este cineva la care te gândești chiar acum să spui, într-o zi vreau să-l invit să asculte cuvântul lui Dumnezeu? Reaching out to those people and simply inviting them and making them a part of a church service is a link in the chain of evangelism. Când te apropii de ei ca să îi chem la ascultarea cuvântului,
Tu ești o verigă în lanțul acesta mondial al evangelizării. You don't have to stand and preach a sermon in order to win souls to Christ. Poate că nu o să trebuiască să stai în fața mulțimilor să ții o predică. You do not have to wait for an evangelism class. Și nu trebuie să aștept să faci școală de evangelizare. All you have to do is be concerned about your next door neighbor. Tot ce ai de făcut este să-ți pese de vecinul de lângă tine. All you have to do is be concerned about somebody that you know at work. Tot ce ai de făcut este să-ți pese de veșnicia colegului tău de serviciu. If you'll look at Mark chapter 2 verses 3 through 5, you'll see how some men were involved in winning a soul to Jesus Christ. Yet we never see any message that they preached. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, vedem oameni care au fost implicați în evangelizare și nici măcar nu li se dă numele. Which was? Mark chapter 2 verses 3 through 5. Versetele 3 la 5 din Marcu 2. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Now let's say there were four people that brought this poor man to see Jesus. Patru oameni care l-au adus pe slăbănogul acesta la Isus. And each of them held a rope that let him down into the room with Jesus. Și fiecare dintre ei a ținut de un capăt de ață, de frânghie, când au coborât patul înaintea Domnului Isus. Which one was responsible for his salvation? Care dintre cei patru a fost răspunzător de mântuirea acestui om? Well, Jesus was responsible for his salvation. În cele din urmă, Iisus Hristos este cel care face mântuirea. They were responsible for holding the rope. Ei au fost răspunzători doar să țină de funie. They were responsible for the invitation. Ei au fost răspunzători de invitație. Never underestimate the power of missions through an invitation. Să nu subestimezi niciodată puterea lucrării misionare printr-o simplă invitație adresată cuiva. Of course, a church grows when we invite others, but so does the kingdom of God. Biserica crește atunci când tu chemi pe alții, dar așa crește și împărăția lui Dumnezeu. So, if you're going to be a part of the kind of work that Paul did, think about your involvement in missions. Așa că dacă vrei să fii parte a lucrării din care a făcut parte și apostolul Pavel, gândește-te la misiune. I speak again your protest where you say no, I am not a missionary. Și dacă spui nu, eu nu sunt chemat la lucrare misionară. And I lovingly correct you again and say yes, you are. Vreau să te corectez cu toată dragostea. Ba da, ești chemat la lucrare misionară. Just get busy doing the work of mission. Doar urmează să începi să faci ceea ce ți s-a încredințat. Four of you get together and bring somebody and let them in. Patru oameni aduc pe cineva și îl coboară la picioare Domnului. The work of missions is to be a soul winner. Lucrarea misionară este preocuparea pentru mântuirea sufletelor altora. The work of missions is to be supportive. Lucrarea misionară înseamnă să sprijin. I'm going to ask you to read Philippians chapter 4 and verses 15 through 17 and see how those who supported the work of missions were a part of it as Paul was supported. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 14. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strântorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Hristos Iisus Domnul. Amin. Now there are three things that we can do to support missions. Trei lucruri putem face ca să sprijinim lucrarea misionară. The first thing is very simple. We can pray. Primul, foarte simplu, ne rugăm. Now, I believe this is a praying church. Știu că sunteți o biserică a rugăciunii. I've heard you pray. V-am auzit rugându-vă. And you pray with earnest. Și vă rugați cu credință și cu foc. During each of the nights of this revival meeting or this evangelistic meeting, there's been a group of people who've been praying. În fiecare seară, un grup de oameni s-au rugat. They're in another room. They're not even in here.
s-au retras într-o cameră aparte și mijlocesc în rugăciune acolo. They're praying right now for God to work in this place. Ei se roagă ca Dumnezeu să lucreze la mântuirea altora în locul acesta. Now, I'm doing the preaching and Dr. Negrut is doing the interpreting. Dânsul vorbește în limba engleză, eu îl traduc în limba română. But the work of the revival meeting is not just in this little circle. The work of the revival meeting is in that prayer room as well. Dar lucrarea de evangelizare nu se rezumă doar aici la amvon, este și acolo în camera aceea de rugăciune și în ce face fiecare. I think it's a mistake to underestimate the power of prayer. De aceea este o greșeală fundamentală să subestimăm puterea rugăciunii. As you hear a sermon preached, pray for the message and pray for the hearers of the message, including yourself. Și când auzi pe cineva că predică, roagă-te pentru el, roagă-te pentru mesaj, dar roagă-te și pentru tine să primești cuvântul. Pray for missionaries around the world. Roagă-te pentru misionari din toată lumea. I know that through Emmanuel University and through this church, there are Romanian missionaries that have gone to all places on the earth. Știu că prin lucrarea acestei biserici a Universității Emmanuel sunt misionari care s-au dus în alte părți ale lumii. Outside of Dr. Negrut's office at the university, I saw a map with strings going from Oradea to different parts of the earth. La biroul meu la universitate este harta lumii cu fire de ață roșie care se duc de la universitate în toate țările lumii unde avem absolvenți. I can only assume, Dr. Negrut, that those were people that are spreading the gospel in other parts of the world. Sunt absolvenți a universității care sunt la ora actuală în 39 de țări ale lumii. Well, they need your help. Oamenii ce au nevoie de ajutorul vostru în rugăciune. And one thing they need for you to do is to pray for them. Și ce puteți face este să vă rugați pentru ei. Maybe it'd be a good idea for this church to have a Sunday when all of the missionaries that have gone out from Oradea are named and you choose a missionary to pray for on a regular basis. Poate că într-o duminică vă gândiți să aveți numele tuturor acestor misionari și să vă rugați pentru ei. This man Saul, who became the apostle Paul, gave his life to missions and you can pray for missions. Saul din Tars s-a întors la Dumnezeu și s-a dedicat lucrării misionare și tu te poți ruga pentru lucrarea aceasta. Here's another thing you can do. You can give to missions. Al doilea lucru pe care îl poți face este să dăruiești pentru susținerea lucrării. As Paul shared with the church at Philippi, the need to give to the work of missions is always present. Întotdeauna este nevoie de sprijin pentru lucrarea misionară, sprijin material. And let me say this about God's people giving all over the world. În toată lumea, oamenii lui Dumnezeu dăruiesc pentru lucrarea Domnului. The way that God's work is established, the way that giving in God's work is established is proportionate giving. Și în felul în care dăruim, dăruim pentru lucrarea lui Dumnezeu proporțional. Now, I know several people in my church at home who are very, very wealthy. Cunosc în biserica mea, spune dânsul, oameni care sunt foarte, foarte înstăriți. Now, I don't expect that I would have the same ability to give that they would have. Nu am aceleași resurse materiale pe care le au ei și nu pot dărui atâta cât dăruiesc ei, cantitativ. But the Bible teaches us that we give according to our ability or according to our level maybe of prosperity. Dar fiecare poate să dea după puterile lui. Every child of God should be a giver to the work of God. Fiecare copil al lui Dumnezeu este chemat să fie unul care dăruiește pentru lucrarea lui Dumnezeu. We're talking about being supportive of missions and the importance of praying and giving. There's one more thing. Este important să sprijin lucrarea misionară în rugăciune și în dărnicie. And that is to encourage the work of missions. Și urmează încurajarea lucrării misionare. We live in a day unlike any in the history of mankind. Trăim în zile care sunt diferite de tot restul istoriei omenirii. There's certainly more trouble today than perhaps there's ever been. Sunt mult mai multe necazuri astăzi pe lume decât au fost înainte. It's worldwide and we don't know where it's going to spring up next. Sunt necazuri și sunt atacuri în toată lumea și nimeni nu știe unde vor fi următoarele atacuri. But we also have opportunity that we've never had before. Dar sunt și oportunități pe care omenirea nu le-a avut până acum. In years gone by, when we were a part of a missionary work in another country out of the United States, we could only send money and never have a connection. Au fost vremuri în care din America nu puteam trimite în alte țări decât rugăciune și sprijin material. But the world has gotten much smaller because of the opportunity and the technology that we have. Dar datorită tehnologiei, lumea devine din ce în ce mai mică. I sent a letter back or an email back to my church
to tell them about the wonderful meetings that we're having. Le-am trimis un email celor din biserica mea să le spun despre lucrarea de aici de la Oradea. And one of the men in the church whose wife is Romanian or came from a Romanian background. Și un membru a bisericii noastre s-a căsătorit cu o româncă. Sent me an email back and he said, "Pastor, if you have any trouble with the language or any trouble getting around, just email me and Tatiana will help you." Și mi-a spus, frate pastor, dacă ajungi undeva și ai dificultăți de a comunica, doar trimite-mi un email și Tatiana, soția mea, o să traducă pentru tine. Well, I was very nice and I just thanked him for his offer. I-am mulțumit pentru oferta lui. But the truth is that I have friends right here in Romania who've been helping me a lot. Adevărul este că am prieteni în România care mă ajută cu traducerea. I would consider some of my best friends in the world to be right here in this room tonight. Și aici, în locul acesta, sunt unii dintre cei mai buni prieteni ai mei din toată lumea. And one of the reasons is because that we can be connected more than ever. Dar acum, datorită tehnologiei, putem lua legătura unii cu alții mult mai repede decât oricând în istorie. It was either last night or the night before that we sang "How Great Thou Art." Am cântat într-o seară "Ce mare ești, ce mare ești." And some of you might have thought and I took out my cell phone and I recorded one verse of it on my cell phone. Și mi-am luat telefonul ca să înregistrez o strofă din cântarea aceea pe telefonul mobil. And some of you were thinking, "What is that crazy American doing?" Și probabil că ziceți, ce face americanul acela cu telefonul? I was encouraging missions. Am încurajat lucrarea misionară. Do you know what I did with that? Știți ce am făcut cu ce am înregistrat din cântarea "O Doamne mare când privesc eu lumea"? I sent that to my friends all over the world and I sent it back to my church. Am trimis înregistrarea aceea la prietenii mei din toată lumea și la biserica mea. Already there are people that you have never seen who have now seen you. Sunt oameni în lume pe care voi nu i-ați văzut niciodată, dar care vă văd în înregistrarea mea și vă aud cântând. They've heard you sing and they know that the body of Christ is alive and well in Oradea, Romania. V-au auzit cântând și știu că trupul lui Hristos este viu și lucrează în Oradea, în România. That is the work of encouraging missions. Asta e lucrarea de încurajare a misionarilor. If you were to let's say that you wanted to be involved in my church. Dacă ai vrea să fii implicat într-o lucrare din biserica mea, de exemplu. But you say, "Well, I will never go to your church, so I can never be involved in your church." Dar spui, eu nu locuiesc în orașul tău, nu pot frecventa biserica ta. You'd be mistaken because our world has gotten a lot smaller. Vreau să spun că lumea a devenit tare mică acum. You could go to my church website and you could click on a link there and you could see every service that we have on Sunday morning. Te poți duce pe internet și doar faci un click și poți participa la fiecare serviciu divin din biserica noastră. You could hear our singing, the good and the bad. Ne puteți auzi când cântăm bine sau când cântăm fals. You could hear the sermons that I preached, the ones that were really good and the ones that were terrible. Puteți auzi predicile mele, unele bune, unele sunt slabe. But we are connected because that's the world, the way the world is today. Dar în lumea de acum suntem conectați unii cu alții cum n-a fost posibil niciodată până acum. Part of the idea of being supportive of missions is to encourage one another. Și partea de a sprijini lucrarea misionară implică și încurajarea celor care slujesc. And then there's this thing. We should be sensitive to the missions. Și trebuie să fim sensibili la lucrarea misionară. The truth is that, as we've mentioned before, there is a mission field all around us. În jurul nostru este câmp misionar. Missionary work isn't in another country, it's in another person. Dacă cineva s-a dus misionar în altă țară, doar s-a dus să fie lângă alte persoane. At our church we say across the street and around the world. Dar în biserica noastră spunem fiecare misionar să fie, fiecare chemat să fie misionar și la vecinul de stradă și la cel de altă parte a lumii. Why would it not be the same for you across the street and around the world? De ce n-ați face și voi, și pe cel de lângă, pe cel de pe strada ta și pe cei din alte părți ale lumii să-i chem la Hristos? Be sensitive to the opportunity for missions in your life. Fii sensibil la oportunitățile misionare. And respond to God when he gives you the opportunity. Și când Dumnezeu îți deschide o posibilitate, răspunde oportunității. The story of Saul who became Paul, the great servant of God, is a story of missions. Istoria lui Saul din Tars, care devine apostolul Pavel, este istoria misiunilor. It's also a story of miracles. Dar lucrarea misionară este și o istorie a miracolelor.
We saw last night how he spoke blindness to a man who would oppose the message of the gospel. Aseară am văzut când judecata lui Dumnezeu a venit peste Elima vrăjitorul și Dumnezeu i-a luat vederea. In chapter 14 there's a man who had never walked, but at the word of Paul he rose and began to walk. În capitolul 14 Pavel întâlnește un om paralizat și Dumnezeu îi dă acelui om vindecare. Demons were cast out and a young man that fell from a window on an upper floor was brought back to life. În lucrarea misionară s-a întâlnit cu oameni demonizați și i-a eliberat. Un tânăr a căzut de la etaj și a murit și apostolul Pavel l-a dus la viață. Paul's work was a work of miracles. Lucrarea misionară a fost însoțită de miracole. Now this is a very interesting thing. Dar este ceva interesant. Over the years the sad aspect is that there are some who wanted to duplicate part of Paul's work. Problema este că unii vor să imite doar anumite aspecte din lucrarea lui Pavel. In Acts 19 and verse 12 it says concerning the work that, well, in fact, if you're going to read Dr. Negrut, read verse 11 and 12 if you will. Acts 19:11-12. Faptele Apostolilor capitolul 19 versetele 11 și 12. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. I want to be very careful in how I approach this, but I need to say something to you. Vreau să fiu cât se poate de atent și sensibil la diferențele care apar, dar trebuie clarificat ceva. This was an extraordinary power that was given to the apostles. Apostolului Pavel i s-a dat din partea lui Dumnezeu puteri spirituale extraordinare. Saul, who became the apostle Paul, was Saul who became Paul was an apostle. Saul care a devenit Pavel a fost apostol. And I'm going to just tell you the truth. He was the last of the apostles with this kind of a commission. Și el a fost ultimul chemat la apostolie în acest în această categorie specială. In Matthew 10:1, the Bible says, "And he called to him his 12 disciples." Pentru că în Evanghelia după Matei, capitolul 10, ni se spune că Domnul Iisus a chemat la el ucenicii. Did you get the whole thing? No. Okay, I thought you did. Okay. And gave them authority over unclean spirits. Și le-a dat autoritate peste duhurile necurate. To cast them out and to heal every disease and every affliction. Să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință în popor. Now I've worked to be very positive in this meeting and I've tried to smile at you and have you smile back at me and I've really not wanted to say anything negative. Vreau să fiu cât se poate de pozitiv ca să puteți zâmbi când vă uitați la mine, nu vreau să spun lucruri negative. But I want to say a word of caution here. Dar vreau să fie un cuvânt de avertizare. Ever since the work of God began, there have been those who sought to duplicate the power of God for personal gain. De când a început lucrarea misionară, lucrarea lui Dumnezeu, au fost oameni care au vrut să imite anumite aspecte pentru câștiguri personale. There was a guy named Simon the Sorcerer and there are more who wanted just the power in order that they might have the gain. Un om pe nume Simon din vremea apostolului Petru, alții de-a lungul timpului au vrut să imite anumite lucruri pentru interes personal. I want to encourage you to be cautious about those who promise you miracles on demand. Vreau să vă avertizez să fiți atenți și să vă păziți de oameni care vă promit miracole la comandă. But isn't God a miracle working God? Dar să vă întrebați, dar nu-i Dumnezeu un Dumnezeu al minunilor? He absolutely is, but they are miracles on his time and at his hand. Da, este Dumnezeul minunilor, dar minunile le face Dumnezeu la vremea lui și cum stabilește el. There's always someone who's trying to preach a feel good gospel to you just so they can get money from you. Vor fi oameni care vor veni să îți promită anumite lucruri și îți vor transmite mesaje doar ca să-ți ceară bani. I'm not going to say any more about that, but you understand what I'm talking about. Nu vreau să zăbovesc mai mult, dar știți despre ce este vorba. You should be eager for the work of God, but you should also be wise about the work. Trebuie să fii dornic să vezi lucrarea lui Dumnezeu și înțelept să înțelegi care e lucrarea lui Dumnezeu. The life of the apostle Paul was about missions and it was about miracles. Lucrarea apostolului Pavel a fost o lucrare misionară însoțită de minuni. It was also about the message of God's word. Dar a avut un mesaj din partea lui Dumnezeu. Now, if we do not include the book of Hebrews, Paul is credited with writing 13 books of the New Testament. Dacă nu includem și epistola către evrei, apostolul Pavel a scris
13 cărți din Noul Testament. Some people believe he wrote Hebrews and some people believe that he didn't. Unii cred că Pavel a scris epistola către evrei, alții nu sunt siguri pentru că nu ni se spune exact în text dacă o scrie Pavel sau nu. He wrote 1st and 2nd Thessalonians during his second missionary tour. În a doua călătorie misionară a scris 1 și 2 Tesaloniceni. And he wrote 1st and 2nd Corinthians and Galatians and Romans during his third missionary tour. 1 2 Corinteni, Galateni și Romani în a treia călătorie misionară. And then there are the prison epistles of Colossians, Philemon, Ephesians and Philippians, all written during his first incarceration. Apoi, în timpul primei detenții, a scris Efeseni, Filipeni, Coloseni și așa mai departe, scrie din în timpul primei închisori. And during his second incarceration, he wrote the books of 1st and 2nd Timothy and Titus. Și apoi în a doua perioadă de pușcărie, a scris 1 2 Timotei și Tit. You say, Pastor Ray, why are you telling us all of this? Probabil că spuneți, dar de ce ne spui toate aceste lucruri în seara asta? Because this is a man who only years before had breathed out threatenings against the church. Pentru că omul acesta doar cu câțiva ani în urmă voia să-i omoare pe toți credincioșii. He inhaled threats and he exhaled murders and now his life is so radically changed. Omul acesta inspira teroare și expira moarte. Și acum scrie evanghelii, epistole. Much of what we know about the Christian life, we know from a man who at one time was the biggest terrorist on earth. Multe adevăruri despre viața creștină le știm de la un om care a fost în partea întâi a vieții lui cel mai mare terorist al creștinilor. Don't overlook that. Nu uitați lucrul acesta. Don't overlook the power of the change of the gospel in a life. Nu uitați niciodată puterea evangheliei care schimbă vieți. God changed the life of Saul and made him a great servant of God, one that we follow today, and he can change your life. Dumnezeu care a schimbat viața lui Saul din Tars este Dumnezeul care poate schimba și viața ta. Well, the rest of the story about the life of Saul involves his missions and involves his message and it involves his involves the miracles and then finally this. Viața apostolului Pavel a fost o viață a minunilor, a mesajului evangheliei, a miracolelor. He was a man of mortality. Dar a fost un om care a fost gata să moară. And now we come back to our text. Și acum ne întoarcem la textul din 2 Timotei. And verses 6 through 8 of our text, if you'll read again, Dr. Negruț. Versetele 6 la 8. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. At this time of his life, historians tell us that Paul was about 64 years old. Când scrie cartea aceasta, ne spun istoricii că Pavel avea 66 de ani. Now, I'm not going to ask any ladies how old you are, but I want to ask some men. N-am să întreb surorile câți ani aveți, dar o să îndrăznesc să întreb bărbații. How many of you men are 64 years old? Would you raise your hand high in the air? Câți dintre bărbații de aici aveți 64 de ani și peste 64? Mâna sus, bărbații de la 64 de ani în sus. Mâna sus ca să se poată vedea. Not older than 64, just 64. Oh, nu, numai cei de 64 de ani. Just 64. How many men are just 64 years old? Numai bărbații de 64 de ani, care aveți 64 de ani. Anybody in the balcony 64? Anybody back here 64? What do you folks do? Kill them off when they're 64? Ce faceți cu ei? Mor la 64 înainte de 64. Am I the only 64-year-old man in the room? Eu sunt singurul de 64 de ani aici în sală. Okay, then I'll be your illustration. Atunci eu sunt ilustrația serii. When Paul came to the end of his life, he was my age. Când Pavel a ajuns la finalul vieții, avea vârsta dânsului. And he was beheaded by Nero. Și împăratul Nero i-a tăiat capul. Now I want you to think about this. Gândiți-vă la acest lucru. The man Saul, who was the terrorist, fell victim to the terror of Nero. Omul acesta Saul, care a început prin a fi un terorist, care a omorât creștinii, sfârșește prin a plăti el cu viața în mâna unuia dintre cei mai cruzi împărați ai Romei, a lui Nero. He fell victim to the exact same kind of terror of ISIS.
El cade victimă aceleiași forme de teroare și violență pe care a promovat-o el în tinerețe. At my age, la vârsta dânsului, Nero had his head cut off. Nero a dat porunca să fie decapitat. Because he was a robber and a thief. L-a executat pentru că era tâlhar sau hoț sau spărgător de bănci. Because he was a rapist and a thug. L-a executat pentru că era un criminal odios. Because he sold drugs. L-a executat pentru că vindea droguri. No. Nu. Nero had him put to death for the same reason that Saul put people to death. Nero l-a condamnat la moarte pentru aceleași motive pentru care Saul din Tars i-a condamnat la moarte pe alții în tinerețea lui. Because he was of the way. Pentru că el a hotărât să meargă pe calea Domnului. And you know something, as Saul wrote to Timothy, as Paul wrote to Timothy, he knew that he was going to be put to death. Când Pavel îi scrie lui Timotei, era convins că urmează execuția. He said three things, and I'm going to ask you if you can say the same three things. Și aici apostolul Pavel spune trei lucruri și vreau să le urmăriți cu atenție. The first thing that he said is, I'm ready. Primul lucru pe care spune este, sunt gata. Now the question is this, are you ready for the end of this life? Întrebarea este următoarea. Ești gata pentru finalul vieții tale? There's two important aspects of being ready. Sunt două aspecte pentru a fi gata. The first is to have peace with God that we're saved. Primul aspect este să ai pace cu Dumnezeu pentru că ești mântuit. And the second is to know that we are prepared for the end of this life. Și al doilea lucru, să fii pregătit pentru finalul vieții. Now the first part involves putting our faith and trust in Jesus Christ as our only hope for heaven and eternity. Primul aspect, pacea sufletului, are de-a face cu credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos. Every night this week, there have been those in this auditorium who have received Jesus Christ and prepared themselves for eternity. În fiecare seară în locul acesta au fost oameni care l-au primit pe Domnul Iisus în inima lor și și-au pregătit sufletul pentru veșnicie. Some of you have prayed to receive Christ and at the end of the service you raised your hand to say, I have received Jesus Christ. În fiecare seară au fost oameni care s-au rugat și apoi au arătat prin mână ridicată că l-au primit pe Domnul Iisus în inima lor. And tonight there will be some who will pray to receive Jesus Christ as your Savior. Și în seara aceasta ne rugăm să fie oameni care îl vor primi pe Iisus ca mântuitor al lor. There will be a man or a woman or a young man or a young woman who will tonight pray and invite Jesus. Bărbați, femei, fete, băieți care îl vor primi pe Domnul Iisus ca mântuitor. That is the only way that you can be ready for the end of this life. Asta este singura cale de a fi pregătit pentru sfârșitul vieții. Now added to that is being prepared for the end of life. Al doilea aspect este să te pregătești pentru finalul vieții. Isn't that the same thing? O să mă întreb, dar nu e același lucru? No, to be prepared means to get your bags packed. Să fii pregătit înseamnă să ai bagajele făcute. I was telling Dr. Negruz on the way to church tonight that the one thing I hate about traveling is packing my bags. În drumul spre biserică mi-a spus că lucrul cel mai neplăcut când călătorește este să-și pacheteze valiza. I just don't like it. Nu-i place să-și pacheteze valiza. And I had to pack my bags for two trips to come here. Și a trebuit să-mi pregătesc valiza de două ori când am venit aici. The first part of the trip was to go to Nashville, Tennessee for about 4 or 5 days. Înainte de a pleca spre România, am plecat din Florida în Nashville, Tennessee. Am avut acolo de lucru câteva zile. And then from Nashville I would fly here instead of going back to Tallahassee. Și în loc să mă întorc acasă de la Nashville, am venit direct înspre România. Oh, I just despise that part of it. Oh, Doamne, cât de neplăcută este partea aceea de pachetat. Now I'm glad that I got here and I'm glad that the bags were packed, but I didn't like getting the bags ready. Sunt bucuros că am ajuns aici. Sunt bucuros că am avut valiza cu mine, dar nu-mi place să o pachetez. Now I was going to come here whether my bags were packed right or not. Urma să vin aici și dacă valiza era pachetată bine și dacă nu era pachetată bine. If I had forgotten my shoes, I was still coming on the airplane. Imaginați-vă că eram pe drum și dacă mi-aș uitat pantofii acasă. If I had forgotten to put in ties or shirts, I was still coming on the airplane. Și dacă aș fi uitat să-mi pun cravata și cămășile,
tot eram pe avion încoace. Because my ticket was ready, I just needed to pack my bag. Pentru că biletul de avion era gata, mai urma să împachetez bine valiza. Salvation is your ticket. Mântuirea este biletul tău de călătorie spre cer. And the life that you live for Christ is packing your bag. Și felul în care trăiești viața este valiza ta pachetată. Now the question is, are you ready? Întrebare, ești gata? Paul said, I am ready. Pavel spune, sunt gata. I got my ticket on the road to Damascus and I've been packing my bags all these years. În drumul spre Damasc, l-am întâlnit pe Hristos și am primit biletul de călătorie și mi-am pachetat valiza și e gata pachetată pentru veșnicie. The second thing that he said was, I'm finished. Al doilea lucru pe care spune, am sfârșit, am finalizat. Much has happened in the life of Paul and he knows that he's finished. S-au întâmplat multe lucruri în viața apostolului Pavel și știe că a ajuns la finish. Some of you know what it means to be finished. Unii știți ce înseamnă să ajungi la sfârșit. I was a pastor in Nashville, Tennessee for 15 and a half years. 15 ani și jumătate am păstorit o biserică în Nashville, Tennessee. And when my time was over there, when I was finished, I knew that I was finished. Și când s-a încheiat timpul meu acolo, am știut că am finalizat, s-a sfârșit ce aveam de făcut acolo. And then 23 years ago, we moved to Tallahassee, Florida. În urmă cu 23 de ani, ne-am mutat în Tallahassee, Florida. I've been the pastor of that church for 23 years. De 23 de ani păstorez biserica aceea. And there'll be a day when I'm finished being the pastor of that church. Și știu că va veni ziua când voi sfârși cariera mea sau lucrarea mea de păstorire acolo. Finished with that work that God has given me to do. Că voi isprăvi lucrarea pentru care Dumnezeu m-a chemat acolo. There'll be a day when all of us are finished with the work that God has given us. Va veni o zi când fiecare dintre noi va sfârși lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. And when we can say I'm ready and I'm finished, what is there left? Când poți să spui sunt gata și am isprăvit, ce-a mai rămas? There's only one thing left and that is to be waiting. Mai este un singur lucru. Să aștepți, să fii în așteptare. Again Paul wrote, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Pavel spune, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Which the Lord, the righteous judge, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, will award to me on that day. Mi-o va da în ziua aceea. And not only to me, but also to all who have loved his appearing. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. We're all waiting for the last Toți part of life. Toți suntem în așteptare pentru ultima parte a vieții. Since I have been here with you, de când am ajuns aici, one of my dear friends has gone home to be with the Lord. Unul dintre prietenii mei dragi de acasă a plecat acasă la Domnul. He's a pastor in Baton Rouge, Louisiana. Este a fost pastor într-un oraș, într-un cartier din orașul Louisiana. A wonderful man, one of the most happy men that I've ever known. Unul dintre cei mai bucuroși și fericiți oameni pe care i-am cunoscut. He was just full of joy and brought joy to everyone else. Plin de bucurie și toți în jurul lui se molipseau de bucuria lui. 2 days ago, his wife needed to go to the grocery store. Acum 2 zile, soția lui s-a dus la magazin să cumpere ceva. And so he said goodbye to his wife and she got in the car and she drove to the grocery store. I-a spus soției la revedere, soția s-a dus, a luat mașina, s-a dus la magazin. And she came back and he had laid down on the bed and gone to be with the Lord. Și când a ajuns acasă, el l-a întins pe pat și s-a dus acasă la Domnul. One day you and I will lay down for the last time. Va veni în viața fiecăruia dintre noi ziua în care ne vom culca pentru ultima dată. Are you ready? Ești gata? Are you finished? Ai isprăvit ce aveai de lucrat? Are you waiting to see the Lord? Aștepți să-L vezi pe Domnul. Where are you in your life? Unde anume, în ce punct ești în viața ta? Have you considered that someday you'll come to the end like everyone else? Te-ai gândit că într-o zi va veni și finalul vieții tale așa cum vine la toți ceilalți? There are a lot of wonderful young people here tonight. Văd fețe de oameni, de băieți și fete tinere. I absolutely love young people.
Îmi plac, îi iubesc pe tineri. You're so energetic and exciting and you're fun to be around. Aveți atâta energie, aveți atâta dinamism și mă bucur să fiu pe lângă voi. One of the dangers of being young is that we think we'll live forever. Dar unul dintre pericolele tinereții este gândul că tu vei trăi pentru totdeauna. And then as we get a little older, we begin to realize I'm not going to live forever. Dar pe măsură ce trec ani, îți dai seama că n-o să trăiești pentru totdeauna. And we start thinking about the end of our days. Așa că pe măsură ce trec ani, începem să ne gândim cu privire la finalul vieții noastre. We may get a new appliance in our house and think to ourselves, I wonder if this is the last one of these I'll ever get. Și când facem niște renovări la casă sau faci modificări, mai cumperi o mobilă, te întreb, oare asta e ultima mobilă pe care o mai cumpăr în viața asta? And then we continue to move on and we may buy some clothes and we say, I wonder if these are the last clothes that I'll ever buy. Și apoi te duci să-ți faci cumpărături și îți cumperi niște haine și te întrebi, oare o să-ți mai cumpere altele sau astea sunt ultimele pe care le cumperi? And as life moves on, we realize that it's moving away and we're waiting. Și pe măsură ce trec zile, constatăm că viața se duce și începem să așteptăm. The most important thing is to be ready. Dar cel mai important lucru este să fii gata. When I was a boy, we used to sing a song about are you ready for that day to come? Când eram copil, cântam cântarea aceea, în ziua când cei răscumpărați vor vedea pe Domnul lor. Și întrebarea este, vei fi acolo când se vor citi numele? Ești gata? The word said there's a great day coming, a great day coming. Este o zi măreață care se apropie. There's a great day coming by and by. Este ziua aceea glorioasă care e tot mai aproape. When the saints and the sinners shall be parted right and left. Când cei sfinți îl vor vedea pe Domnul lor și cei neprihăniți vor pleca de la fața lui. Are you ready for that day to come? Când se vor citi numele celor mântuiți, vei fi acolo? Would you bow your heads in prayer, please? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Tonight, I want to do as we've done every night and lead you in a prayer. Vreau să te ajut să te rogi Domnului așa cum am făcut în fiecare seară. As we have seen the life of Saul who became the Apostle Paul, we have understood the importance of being ready. Ne-am uitat la viața lui Saul din Tars, devenit Apostolul Pavel, și înțelegem ce înseamnă să fii gata pentru veșnicie. And tonight, I want to give you the opportunity to be ready as far as salvation is concerned. Și vreau să te ajut să fii gata primind mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. If you understand my illustration of flying here, I want you to get your ticket to make the trip. Vreau să te ajut să primești tichetul de călătorie, biletul de călătorie. We call that salvation by grace through faith. Este mântuirea pe care Domnul Iisus o dă prin credință, prin har. By a simple prayer of faith, you can receive Jesus Christ as your Savior and be assured of heaven. Atunci când din adâncul inimii tale, cu credință, te rogi și îl chem pe Domnul să fie Mântuitorul și Domnul vieții tale. And I'm going to ask you to pray this prayer with me. Și acum să vă rog să vă rugați împreună cu mine. Fă din cuvintele rugăciunii mele, rugăciunea ta. If you're not certain, sure of heaven when you die. Dacă ai muri în seara aceasta și nu e sigur că te duce în cer. Will you simply pray this prayer from your heart to God's ear? Te încurajez să te rogi împreună cu mine și din inima ta să înalți rugăciunea aceasta către Dumnezeu. Pray with me from your heart, please. Roagă-te din adâncul inimii tale. Repetă după mine cuvintele rugăciunii acesteia. Dear Heavenly Father. Doamne Tată care ești în cer. I want to be ready. Vreau să fiu gata. At the end of this life, I want to know that I'm going to heaven. Când voi încheia viața aici pe pământ, Doamne, vreau să știu sigur că sunt gata pentru cer. I must be forgiven of my sin. Doamne, te rog să mă ierți de păcatele mele. And I believe that Jesus Christ. Și cred că Domnul Iisus Hristos, the Son of God, died on the cross for me. Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru mine. Forgive me of all of my sin. Doamne, iartă-mi toate păcatele, te rog. And Jesus, come into my heart and be my Savior. Și Doamne Iisuse, te rog să vii în inima mea ca Mântuitor și Domn al vieții mele.
I sincerely receive you just now. Doamne, cu toată sinceritatea inimii te chem și te primesc ca mântuitor al meu. In Jesus' name I pray. M-am rugat în numele Domnului Iisus. Amen.